Astăzi, băieți, o să vedem câte goluri putem să dăm în 24 de ore. Pentru că într-un videoclip precedent am avut o provocare și anume câte like-uri facem, atâtea goluri să dăm. Am făcut 80 de like-uri în acel videoclip și vom încerca să dăm peste 80 de goluri, super goluri în 24 de ore. Pentru început vom da undeva de la penalti, cam așa, pentru că nu e marcat careu. Și stați până la final pentru că o să vă placă, am o surpriză foarte mare pentru voi. Mama, era double crossbar aproape. Subscribe. Oh, cum l-ai fața. Oh. Mamă, gol! A fost gol. Ai greșit poarta. Ați văzut? Ai văzut golul ăla? Bun, bun! Băi, ți-a schimbat unghiul și hai să dăm acum cu stângul, să vedem cum ne descurcăm. Aoleu! Vinclu e 5 goluri. Da. Și alea de jos 3 goluri. Deci să zicem că ai mai dat încă 5 goluri. Da. Ți-a pus gol în partea cealaltă? Mamă, băieți, mamă cum am dat, uitați-vă la picior, nu mai pot. S-a dus. Băieți, sincer, nu mai pot, deja mă dor picioarele, am dat, cred că, 100 de șuturi și nu ne ieșit. Nu mai pot. Mă doare pulpa, cred că se cheamă, picioarele. Mă doare de mult. Ștefu, mai vreau să mai stăm aici încă 2 ore. Bun! Mă rămânuși! Până acum bine. Poate voi mai pot. Băi, eu ține las și tu nu dai gol. Oh! Ultimul gol! Bară, Vinclu, frumos, ce-a fost, mă? A fost ceva. Ne-am chinuit aici, băi, și v-am spus că am o surpriză pentru voi și chiar așa este. Eu sunt surpriză. Băi, v-am spus că avem o surpriză pentru voi la final, așa că ne întâlnim, dacă vrei și ne vrea, ne ducem în Orășelul Copiilor sâmbata viitoare, da? Da. Ne ducem noi doi frumos, ne întâlniți pe noi doi să jucăm un fotbal ceva frumos. Facem și un clip dacă vorbim și cu Tudor Butte. Dacă vreți, îl sunăm noi pentru voi, pe celular. Toată la ora 12, sâmbăta viitoare, cum ar veni, în Orășel. De când e postat clipul ăsta, ne găsiți în Orășel, da. Acolo la fotbal. Jucați și noi un fotbal frumos, sintetic. Păi cât, dacă mâine este... Păi vedem când punem clipul.
Acestea fiind spuse, dați un like, comment, share. El a fost Robițuiu, Ștefu, v-am pupat!